Salutare, eu sunt Deiu și astăzi am ieșit puțin pe oraș să vorbim puțin despre meciul România-Olanda. Asta e următoarea zi după România-Olanda și luni cred că postez videoclipul ăsta. Bă, îs fericit, dar în același timp supărat că... Băi, au jucat extraordinar de bine, mai ales în primele 20 de minute, românașii noștri au fost pe ei, bă, au jucat superb, wow. Dar, bă, nu vine să cred, bă, arbitrul ăla mi se pare, bă, un nesimțit. Sincer, un nesimțit. A fost acolo la, nu mai știu ce fază, la Hagi, minutul 2-3, i-a spart capul, man, nimic, nici galben, absolut nimica. După, tot prin prima repriză, cred, dacă nu greșesc, nici nu mai țin minte, îl tamponează pe Mogoș, Dumfries ăla, Dufărniț, maleficul, băi. Îl ia cu targa, îl duce la spital. Bine, nu a fost chiar așa, nu l-a dus la spital, dar a fost nevoie de schimbare. Bă, iar nici acolo, nu-i dă nici cartonaș galben, absolut nimic. La Hagi trebuia să fie, i-a curs sânge, man, trebuia să fie broșu, penalti, măcar galben, absolut nimic n-a fost. Și la Mogoș la fel, galben sau măcar roșu, măcar galben de fapt, na. Dar nu s-a dat nimica. După la, în a doua repriză, la faza aia, când puteam scăpăm pe contraatac, când a ridicat piciorul Alibec, dar puțin mai sus, stai, când a ridicat piciorul Alibec puțin mai sus și s-a dictat fault, joc periculos, dar n-a fost joc periculos ăla. Bă, nu-mi vine să cred, bă, dacă și Olanda a fost ajutată de arbitri, mi se pare absolut penibil, jur. Olanda, bă, nu-mi vine să cred, mi se pare penibil. Așa, în mare parte, România chiar a jucat foarte bine, bravo lor. Mie chiar mi-a plăcut. Bravo, bă, bravo lor. În fine, și acum nici nu știu unde mă duc. Am luat motorul și mă plim puțin. Am zis că merg să-l spăl, dar dacă vine ploaia, ce fac? Bă, voi ce ați mai făcut? Uite că e verde. Bă, nu știu câte grade la voi, dar aici sunt 26, 24. Ceva de genul. Hai că avem loc. Ala stă pe telefon în audio ăla. O treabă, bă, o treabă. Uite-l și pe ăla. Fără semnal, fără nimic. Aia e. Mi-s curios dacă e în stânga coadă, gen dacă e aglomerat. Dacă e aglomerat, nu mai am cum să mă întorc oricum, dacă ai de... Opa, opa. Nu e aglomerat. N-a futut-te pula, bagă-te. Câți dintre voi ați avut bacul chiar? Hai fratelo, mergi, că e verde, nu? Bă, dar niciun colegus, bă, niciun colegus. Azi nimeni, nimic. Ăștia cum trec acum? Se face verde la noi.
da, mă, da, are logică. A blocat, a blocat cu gap. Mamă, ce m-a luat vântul. M-a tras puțin stânga-dreapta. Cine era ăla de m-a claxonat? Poate nu m-a claxonat pe mine, mă. Bă, mă, cred că e prea important. Uite-l pe ăla cum s-a băgat. Și centru aici. O Tesla. O Tesla. O Tesla. Ați văzut și voi Tesla aia? Ce model era? Scrieți în comentarii. Frate, de banca. Dar ce e aici, frate, aeroport? Uite-l pe ăsta, men. Asta vine cu mașina din centru, lui. Bă, ăla venea cu mașina din centru, carașul. Știi cum mă bag pe aici pe lângă, imediat, dâg, dâg. Un, doi mă bag. Da, nu mă bag. Că nu am chef. ETA 2U, parcă erau niște mentosane, men. Nu? Nu-i nimeni aici, în autobuzul ăsta. Uite steagul României, bă, păcat, bă. Păcat de România. Hai, mulțumesc. Ai sănătate. Era să e pe babă pe sus. Hai, mâncat iar. Uite ce fain are alea, bam, bam. Dar ce mașină e asta? A, e Renault. Bă, voi rupe, azi de asta din copac, mă. Cum se numesc astea? Bă, când eram mic, rupeam de asta din copac și aruncam așa. Jur. BMW. Nu, nu m-am băgat bine aici. Trebuie să mă bag pe altă bandă, frate. Fute-te în nas! Toți fac dreapta aici. Belgrad. Tot am zis că merg odată la Belgrad. Că e frumos. De ce alergați când e verde? Uite-l pe ăsta. Doamne, iartă-mă, bă. Ești nebun și tu. Uite, 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 uite. E din Irlanda. Nu știe că trebuia să meargă pe banda asta. Era să facă poc. Da. Ce gesticulează aia? Man, mersi. Frumos, frumos s-a tras. Și m-a lăsat. Nu l-am văzut pe coleguțu, îmi pare rău, coleguțu. Te-am văzut târziu, n-am mai putut să-ți fac cu mâna. N-a, uite acolo, poc. Aoleu!
să facă foc. De două ori, man. În câteva minute. Vedeți acum spumă. Oh! Ia uite, bă, mi-a pus perică în bucata alunecare. Ce pui mei? Aha! Super spumă. La bani, bă. I-a luat. Ia uite, spumă mă face asta. Asta e spumă. Spuma aia care îmi place mie. Ban. Ce frumos! Uite cum alunecă! Hai să nu trebuie să ne facem și pe tot. Pauză. Facem 2-3 poze. Una. Două. Bun, bă, ni s-a uscat motorul. Băi, acum ascult și muzică și vorbesc. Nu știu ce o să vorbesc. Opa, că am uitat să mă închid. A, ne închidem aici. Gata, ne-am și închis. Deja se aglomerează orașul. Minasol, nu-mi place. Poliția în spatele meu. Trebuie să am grijă. I-am văzut, au crezut că nu-i văd. Nu pot să merg mai tare, limita de 50, n-am cum să merg mai tare. Vrea să mă iei poliția, fii atent. Na, hai, depășește-mă, na, depășește-mă. Dacă vrei să mă depășești, depășește-mă. Atât au vrut să mă depășească, mă, eu nu înțeleg. Polis vin după tine! Pepen, pepen, flori, ce vreți? Uite pe ăla, miau cum și-a dat. Bravo, bă. Bă, eu nu știu unde mă duc, dar mă duc, frate. Băi, portofelul l-am, îl am. Să nu mă oprească, frate, poliția, și să n-am permisul, buletinul. Cine de lei am, frate, la mine? Am rămas fără benzină, aia e. Împing motorul, n-ai treabă. Merge și împins. Aici cred că mai fac două benzi. Bănuiesc. Ar fi bine două benzi, bam, așa, frumos.